cei ce nu mă cunosc încă, eu sunt Mirela, iar azi vom lucra împreună acest model de pantalonași croșetați. Este un model foarte ușor, care poate fi lucrat de către oricine, chiar și de către începătoare. Este ușor și de adaptat, adică îl puteți adapta pentru toate vârstele. Poate fi lucrat pentru fetițe mai mici decât modelul pe care eu vi-l prezint astăzi, cu dimensiunile aferente. Poate fi și pentru fetițe mai mari, chiar până la adulți. Și domnișoarele pot purta un asemenea model de pantalon croșetat. O să vă las dimensiunile pentru care lucrez azi, și anume, avem aici în partea de sus la elastic, de altfel. Vedeți? Am o dimensiune de 24. În total, 48 de centimetri neîntins. Dacă trag de pata pantalonului, uitați, ea merge până la dimensiunea de 28 de centimetri. Trebuie să aveți în vedere acest aspect, că bata de aici se întinde. Modelul nu este chiar așa de elastic. Aici, în partea aceasta de sus, vedeți, sunt tot 28 de centimetri, dacă întind puțin. Așa neîntins aici, am 28, aici mai spre șold, tot 28 de centimetri. Pentru că bata a fost lucrată elastic, în primul rând, când voi lucra aici, o să vedeți, nu adaug ochiuri, le lucrez pur și simplu pe cele care le-am cules aici pe margine, dar modelul acesta, în comparație cu bata, se lărgește puțin aici, vedeți? Și de aceea nu este nevoie să adăugăm ochiuri. Ca și lungime totală, mă refer de sus, de la pată și până la cracul pantalonului, am 28 de centimetri. Ca și lungime tot, de la bată, începând de aici, de la bată și până la cracul pantalonului, am 22 de centimetri. Lungime de la bată și până aici, unde am separat cracii pantalonului, sunt 18 centimetri. Aici, de la crac, adică dintre picioare și până în partea de jos a cracului, sunt aproape 7 centimetri. Ca și circumferința aici, în partea de jos, am 17 centimetri, vedeți? În total, o circumferință de 34 de centimetri pe un crac. Vă spuneam, nu este un model deloc complicat, este foarte simplu de lucrat și sper să vă placă și dumneavoastră și să-l lucrați alături de mine. Haideți să începem. Eu voi lucra cu Alize Cotton Gold, culoarea 522, cu o croșetă de numărul 3. Producătorul ne recomandă croșete între 2 și 4. Eu am ales o croșetă numărul 3. Îmi vor fi necesare o forfecuță, un centimetru și mai târziu un ac de cusut. Vom lucra pentru început. Facem aici o buclă. Voi lucra 15 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acum, iau jeteu
și voi lucra aici. Deci nu în primul ochi de lângă croșetă, în ochiul cu numărul 2, voi lucra un picioruș dublu redus. Iată așa. Încă o dată. Luăm jeteu. Mergem în următorul ochi. Tragem bucla. Și acum intrăm pe sub toate cele trei bucle de pe croșetă și lucrăm un picioruș dublu redus. Vom lucra așa până la final. Am finalizat rândul. Acum vom lucra două ochiuri de lanț. Întoarcem. Luăm din nou jeteu și lucrăm aici, în primul ochi, dar doar pe bucla din spate. Aici. Lucrăm așa până la final de rând. Am ajuns la final de rând. Acum trebuie să avem 14 piciorușe duble nefinalizate sau reduse. Vom lucra două ochiuri de lanț din nou, luăm jeteu, mergem tot aici pe bucla din spate, lucrăm până la final de rând. În total vor trebui să fie 14 piciorușe de fiecare dată. Nu reducem, nu înmulțim. Deci vom merge pe tot parcursul acestui elastic cu cele 14 piciorușe cu care am și început. Noi vom lucra așa atât cât este nevoie. Adică pentru circumferința taliei pentru care voi lucrați acești pantaloni scurți. Dacă va fi un copil între vârsta de 1-2 anișori, veți avea 50-52 de centimetri. Dacă copilul va fi mai mare, mai adăugați centimetri în plus. Dacă este mai mic, mai reduceți câțiva centimetri. Deci, indicat ar fi să, ca de fiecare dată, să măsurați circumferința taliei copilașului pentru care lucrați și așa veți ști exact pentru câți centimetri va trebui să lucrați acest elastic. Vă las, îl lucrăm separat, fiecare atât cât îi este necesar. Și după aceea revin. Deci, în acest mod vom lucra atât cât avem nevoie. Am terminat de lucrat lungimea. Acum eu am obținut
Măsurăm. De centimetri neîntins. Acum, uitați, dacă prind de aici de el și întind puțin, vedeți? Pot ajunge până la 29-30 de centimetri chiar întins. Trebuie să aveți în vedere și acest aspect, că el este elastic și se va întinde. Doresc să las aici partea din față, deci pliez în două și unim, pentru că mai departe vom lucra circular. Și iată așa. Deci vin și iau, am un ochi de pe partea aceasta dinspre mine, vin pe cealaltă parte, intru în primul ochi, prind și trag ața. Așa. Acum lucrez un ochi. Mai departe. Intru în primul ochi de aici, de la prima parte, și în ochiul celălalt de la cea de-a doua parte. Trag, lucrez un picioruș scurt și așa voi proceda cu ochiurile de pe ambele laturi până la final aici. Iată așa. Facem închiderea lor. Așa, în acest mod. Am terminat. Acum întoarcem lucrul. Vreau cusătura să rămână în partea din interior și voi lucra aici un ochi de lanț. Acum mergem cu un rând de piciorușe scurte pe toată pe marginea acestui cerc. Și lucrăm piciorul scurt aici. În următorul, deci în fiecare spațiu, vom lucra câte un picioruș scurt. Iată așa. Avem grijă să intrăm în fiecare spațiu, să nu depășim, dar nici să facem două ochiuri în același spațiu. Așa. Mergem așa pe tot parcursul cercului și când ajung aici, ne revedem. Am ajuns la final de rând. Acum intru aici sub primul ochi lucrat și uitați, printr-un ochi alunecat, prindem așa. Mai departe voi lucra două ochiuri de lanț și un picioruș scurt. Luăm jeteu. Următorul picioruș va fi unul dublu. Mai departe, lucrăm un picioruș scurt, un picioruș dublu, un picioruș scurt, un picioruș dublu. Așa voi lucra pe tot parcursul acestui rând. Numai că trebuie să aveți mare atenție să nu lucrați două piciorușe scurte sau două piciorușe duble unul după celălalt. Acum, vedeți, suntem la piciorușul dublu,
Următorul este un picioruș scurt. Mai departe, un picioruș dublu. Tot timpul, așa, pe tot parcursul rândului și ne reîntâlnim aici la final. Am ajuns la final de rând. Acum, ultimul ochi va fi un picioruș scurt. Iată. Vin și mă prind aici în lanțul de două ochiuri. De la începutul rândului. Vedeți? Trag și închid printr-un ochi alunecat. Lucrez din nou două ochiuri de lanț, răsucesc, adică întorc lucrul și voi lucra cu rândul dus întors, pentru că vreau să păstrez modelul într-un anumit fel. Uitați, acum dacă aici avem lanțul de două ochiuri, mai departe, următorul ochi ar fi un picioruș scurt. Noi lucrăm deasupra lui un picioruș dublu. Aici avem un picioruș dublu din rândul anterior. Vedeți? Acum, deasupra lui, voi lucra un picioruș scurt. Mai departe, iau jeteu. Aici, în rândul anterior, am avut un picioruș scurt. De data aceasta, lucrez un picioruș dublu mai departe. Aici a fost un picioruș dublu. Acum lucrez un picioruș scurt. Așa merg pe tot parcursul rândului, dar am grijă să nu inversez cumva ochiurile, adică să nu-mi scape un ochi, cum vă spuneam și la primul rând, să nu lucrăm două piciorușe scurte unul după celălalt sau două piciorușe duble unul după celălalt. Tot timpul alternăm un picioruș scurt cu un picioruș dublu, doar că de data aceasta piciorușul dublu va veni aici, deasupra piciorușului scurt din rândul anterior. Aici avem piciorușul dublu, acum lucrez unul scurt. Sper că se înțelege ideea și se și vede, de aceea am eu firul acesta ușor mai grosuț, ca voi să puteți vedea foarte bine ceea ce fac aici. Mergem așa pe tot parcursul rândului. Uitați. Lucrăm tot acest rând asemănător. Acum venim pe acest rând. Am ridicat aici cu două ochiuri de lanț la început de rând. Mai departe, primul ochi este un picioruș dublu. Deasupra lui vom lucra un picioruș scurt. Luăm jeteu. În următorul spațiu avem picioruș scurt. De data aceasta lucrăm un picioruș dublu. Acum piciorușul scurt, în ochiul următor piciorușul dublu și tot așa vom lucra. Iată, acesta este modelul obținut. Vă arăt că mai am un mic proiect aici. Așa va fi modelul. Vom lucra în acest mod atât cât este nevoie, adică începând cu măsura de la partea aceasta de aici, de sus, începând din talie și până între picioarele copilașului pentru care voi lucrați. Adică noi acum lucrăm partea aceasta a corpului. Am lucrat atât cât era nevoie pentru mine și am revenit. Acum, haideți să vedem ce dimensiune am obținut. Eu am lucrat o lungime de 21 de centimetri, aproape 22 de centimetri. Deci înălțimea aceasta este de 22 de centimetri până între piciorușele copilului, după cum vă spuneam. Mai departe. Numărul meu total de ochiuri
după ce am lucrat partea aceasta elastică de aici, ați văzut că am încărcat ochiuri aici, am lucrat în fiecare spațiu câte un picioruș scurt. Am obținut un număr de 104 ochiuri. Acum, dacă voi împărți cele 104 ochiuri la 2, obțin 52 de ochiuri. Așadar, de aici, de unde eu am rămas cu partea aceasta de ață, vedeți, ultimul meu rând a fost un rând lucrat pe partea din spate. Știți foarte bine că am lucrat pe rânduri dus-întors. Aici am avut un picioruș scurt în rândul anterior, acum lucrez un picioruș dublu. Mă prind aici, printr-un ochi alunecat, voi lucra două ochiuri de lanț, răsucesc lucrul meu și acum am spus că voi împărți la 2 cele 104 ochiuri pe care eu le am aici. Și anume am nevoie de 52 de ochiuri pentru un crac al pantalonului, iar pentru celălalt crac am nevoie de alte 52 de ochiuri. Acum avem primul ochi, acesta de aici, cele două ochiuri de lanț, îl numărăm primul picioruș. Haideți să spun picioruș pentru că eu sunt încroșetat aici. Deci primul, cel de-al doilea va fi un picioruș scurt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi lucra așa până la 52 și când am ajuns acolo, ne revedem. Am lucrat 52 de ochiuri. Acum ce vom face? Voi proceda astfel. Lucrez 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am nevoie ca aici să am 8 ochiuri, dar eu voi lucra și cel de-al 9-lea ochi pentru că el se va pierde acum când eu mă prind aici. Deci, în total, am lucrat 9 ochiuri de lanț. Vin și mă prind aici. În primul ochi, deci aici, în lanțul acesta de 2 ochiuri. Vedeți? Așa. Aici, noi am avut un lanț de două ochiuri. Acum, mă prind printr-un ochi alunecat aici. Iată așa. Scuze că nu am prins bine. Am rezolvat. Și acum mai departe. Eu am fost pe fața lucrului. Ați văzut, am venit cu lucrul pe față. Acum va fi nevoie să mă întorc pe spatele lucrului pentru că voi lucra din nou tot prin rânduri dus întors. Lucrez aici două ochiuri de lanț. Întorc lucrul, după cum vă spuneam, să vin pe spate. Iată, așa, vedeți? Când suntem pe spatele lucrului, partea aceasta de lanț va arăta așa în interior. În partea din față, el arată așa cum îl vedeți. Deci eu îl aduc puțin așa răsucit și lucrez pe spatele lui. Și voi lucra aici în fiecare ochi. Voi lucra așa, un picioruș scurt prima dată, ca să respectăm și modelul mai departe. Un picioruș dublu. Aici va fi puțin mai greu pentru că sunt ochiurile de lanț, dar nu imposibil. Următorul ochi va fi un picioruș scurt. Acum, în următorul lucrăm un picioruș dublu.
picioruș scurt aici, aici unde nu vrea croșeta mea să intre, dar voi lua o croșetă cu număr mai mic și voi rezolva. Deci ultimul este un picioruș dublu, acum lucrez un picioruș scurt. Am făcut lanțul acesta prea strâns, să nu faceți ca și mine. Dacă îl veți lucra puțin mai lejer, veți reuși să lucrați mai repede aceste ochiuri aici. Piciorușul dublu. Din aici, în următorul lucrez un picioruș scurt. Acum, aici am un picioruș scurt, după cum bine vedeți în rândul anterior. Schimb croșeta și voi lucra un picioruș dublu deasupra lui. Vă spuneam, vreau să respect modelul, să rămână fix același model cu care am lucrat până aici. Mai departe, vedeți, aici am un picioruș dublu, cum lucrez un picioruș scurt. Și continui așa. Roată acestui cerc, adică primului meu crac de pantalon. Vedeți? Vine așa roată până ajung aici și ne reîntâlnim din nou. Am ajuns aici, unde m-am legat în rândul anterior, de fapt unde am avut lanțul acela de ochiuri. Acum, în mod normal, ar trebui să mă leg aici printr-un ochi alunecat. Iată așa. Dumneavoastră, dacă vă doriți să faceți așa, o puteți face. Eu prefer să fac în modul următor. Deci ultimul picioruș este unul scurt. Aici, acum, voi lucra un picioruș dublu. Mai departe, un picioruș scurt. Unul. Pardon. Numai puțin, cred că am greșit modelul. Da. Deci prind așa aici și merg mai departe, fără a mă ridica cu lanțul de ochiuri. Și fac lucrul acesta pentru că vreau să vin undeva până aici cu lucrul. Ca atunci când eu întorc rândurile, să fie undeva aici, la mijlocul acesta, adică vedeți, eu când pun pantalonașul așa, în mod normal, cusătura, cum ar veni prinderea, rămâne aici undeva. Eu vreau să rămână chiar aici, între piciorul și pe latura aceasta. Și de aceea vă zic că voi proceda astfel. Deci aici m-am prins pur și simplu, nu mă ridic cu lanțul de ochiuri. Lucrez acum aici un picioruș dublu. Așa, mai departe. Aici am avut unul dublu, acum lucrez unul scurt. Încă un picioruș dublu. Și aici un picioruș scurt. Lucrez acum cele două ochiuri de lanț. Întorc lucrul și vedeți, îmi vine de aici, din mijloc, începutul de rând. Acum aici voi lucra un picioruș scurt pentru că în rândul anterior era unul dublu. Un picioruș dublu și merg așa mai departe, respectând modelul. Iată, unul scurt. Un picioruș dublu aici, dar aici am acea diferență. Intru cumva așa, vedeți? Să nu-mi rămână spațiu prea mare. Dacă aș intra aici, voi adăuga un ochi din start și nu-mi doresc. Deci noi sar puțin aici și intru așa, cumva de desubt, pentru a nu-mi rămâne o diferență. Vedeți? Iată așa. Acum aici un picioruș scurt. Mai departe. Un picioruș dublu. Vedeți? N-a rămas diferență. Nu se va observa nimic aici. Și mergem mai departe în mod obișnuit, până ajungem aici, unde facem din nou prinderea.
Am ajuns la final de rând. Fac din nou prinderea aici, în cele două ochiuri de lanț din rândul anterior. Printr-un ochi alunecat, lucrez din nou două ochiuri, întorc și voi merge din nou pe cerc, respectând modelul, tot timpul acolo unde avem picioruș dublu, deasupra va veni un picioruș scurt, acolo unde avem picioruș scurt, va veni deasupra lui un picioruș dublu. Mai lucrăm în mod asemănător, aici pe cerc, câteva rânduri, fiecare cât apreciază. Vă ghidați și în funcție de vârsta pentru care lucrați, de aceea nu pot să vă spun un număr exact de rânduri. Eu lucrez atât cât apreciez eu, că aș vrea ca lungimea cracului pantalonului meu să fie... Uitați, la acest moment, atât ne-am mărit noi aici. Mai lucrez undeva până aici, cam 3, 4, chiar și 5 cm și revin după aceea, măsor și vă spun exact câte rânduri am avut. Am terminat de lucrat primul meu crac al pantalonului. Vedeți, am aici, haideți că măsor să vedeți câți centimetri. Deci, am 7 centimetri în total. 8 rânduri dus întors am lucrat eu. Pentru mine este suficient atât, nu-mi doream mai mult. La dumneavoastră lucrați atât cât considerați pentru dimensiunile necesare. Mai departe, în acest moment, ne luăm din nou ața. Știți, noi când am început acest crac, eram pe fața lucrului, ați văzut. Am lucrat pe fața lucrului, am venit până aici roată, am lucrat ochiurile acelea de lanț. Acum, fix în același mod, voi lucra și cel de-al doilea crac. Cum procedez? Vedeți, am aici ața, de aceea nici nu am tăiat-o sau am ascuns-o. Vedeți, ața aceasta îmi indică că eu aici am făcut prinderea. Modelul vine în așa fel încât prinderea nu este una foarte evidentă. De altfel și aici la spate, vedeți, nu am o prindere urâtă sau evidentă atât de tare încât să... Dar dacă vă deranjează, este aproape invizibilă, dar dacă totuși vă deranjează, atunci când dumneavoastră porniți să lucrați, când vă împărțiți ochiurile la doi, atunci puteți să prindeți partea aceasta undeva aici pe șold. Vedeți? Așa. Dați așa lucrul și împărțiți ochiurile la doi și vă vine cumva mijlocul aici în partea aceasta. Nu pot să vă arăt exact acum pentru că eu am lucrat deja. Dar cred că ați înțeles ideea. Puteți veni cu prinderea pe unul dintre șolduri. Acum, vă spuneam că voi porni să lucrez cel de-al doilea crac fix de aici. Uitați, de unde am ața. Și voi intra aici ca să am din nou prinderea aici, între piciorușe. Voi intra aici, voi lucra două ochiuri de lanț. Mai departe lucrez un picioruș scurt. Iau jeteu, următorul va fi un picioruș dublu, pentru că voi respecta și aici același model. Un alt picioruș scurt. Și aici este puțin greu, după cum știți că și în cealaltă parte a fost, dar vă puteți spune ca și mine o croșetă cu un număr mai mic. Deci am lucrat un picioruș scurt, acum iau jeteu, următorul îmi va fi un picioruș dublu. Mai departe, vedeți aici deja, în rândul anterior a fost un picioruș dublu. Eu acum deasupra lui lucrez un picioruș scurt. Merg așa pe cerc, respectând modelul cu un picioruș scurt și unul dublu, până ajung aici,
aici, de unde am început. Când am ajuns aici, ne revedem. Am revenit, am ajuns aici, aproape. Nu am ajuns în punctul în care voi face prinderea, dar am vrut să vă arăt cum lucrez aici. Deci ultimul meu picioruș este unul scurt. Acum voi lucra un picioruș dublu și ajung la lanțul acela de ochiuri. Vedeți? Aici am un picioruș scurt, urmat de un picioruș dublu în primul lanț pe care l-am avut aici montat. Știți că am avut un lanț de 9 ochiuri în total, au rămas 8 pentru că unul s-a pierdut, cum se pierde de fiecare dată la început de rând. Acum, la începutul rândului, primului rând, după ce am lucrat un lanț de ochiuri, știți că se pierde un ochi, despre asta vorbesc, asta doream să vă explic. Acum, am un picioruș dublu, următorul va fi un picioruș scurt. Vedeți? Deci, dacă am început din mijlocul, de aici, de undeva din mijloc, am mers roata, acum continui pe partea aceasta de ochiuri de lanț. Asta am vrut să vedeți. Pentru a nu avea spații cumva aici, nu depășiți nimic, lucrați în fiecare ochi. Un picioruș dublu și unul scurt. Uitați, ultimul meu ochi aici va fi lucrat cu un picioruș dublu. Și abia acum mă prind printr-un ochi alunecat, lucrez două ochiuri de lanț, întorc și acum vin pe partea din spate. Un alt aspect. Cracii mei începeau cu 52 de ochiuri. Știți că am avut în total 104 ochiuri împărțit la 2. Aveam 52 de ochiuri. Am adăugat cele 8 ochiuri de lanț. Deci fiecare crac al pantalonului va trebui să aibă un număr identic de ochiuri și aici trebuie să aveți foarte mare grijă pentru a nu avea un crac mai strâmt și unul mai lărguț. Deci la mine au fost 60 de ochiuri pentru un crac, 60 de ochiuri pentru celălalt crac. La dumneavoastră, dacă va fi un model mai mic, atunci aici, pentru o mărime mai mică, atunci aici puteți monta nu 8 ochiuri, puteți monta 6 ochiuri, de exemplu, și cu cel care se pierde 7, nu montat. Puteți lucra, scuzați-mă, iarăși am senzația că sunt în tricotaj. Puteți lucra 6 ochiuri de lanț cu cel care se pierde 7 și așa faceți trecerea aceasta aici a cracilor. Dacă veți lucra pentru o mărime mult mai mare, de exemplu și până la adulți și o domnișoară ar putea purta foarte bine o pereche de pantaloni scurți ca aceștia și atunci pentru mărimea ies cumva, veți avea nevoie aici de 20 de ochiuri de lanț sau 21, 22, adică mai măriți în funcție de mărime, mai adăugați sau mai scădeți din ochiurile pe care eu le-am pus. Deci nu e nimic complicat aici. Am ținut să vă spun asta pentru că de fiecare dată dumneavoastră mă întrebați când eu vin cu un tutorial nou, mă întrebați pentru ce vârstă este. Și atunci vă dau cumva câteva indicii și pentru vârste mai mici, dar și pentru vârste mai mari, să știți ce aveți de făcut. Acum, dacă m-am prins aici, eu voi lucra acum cu rânduri dus întors, exact în modul asemănător cum am lucrat și primul crac al pantalonului. V-am spus că la mine au fost 8 rânduri. Pe primul am lucrat deja împreună. Urmează să mai lucrez încă 7 și ne revedem. Am terminat de lucrat și cel de-al doilea crac. Acum vreau să ascund ața, capătul de ață de aici de jos și iată, voi pune ața în ac. Eu o ascund cu acul de cusut, o puteți prinde și cu croșeta chiar. Uitați, vin de aici, pe partea din spate, intru o dată pe sub prima buclă, trag. Voi merge așa pe sub bucle, dus întors de câteva ori. Aici trec ața ca să fac un nodulet.
Și mai merg încă o dată în partea aceasta. Și tai. Am tăiat aici capătul de aț, vedeți? Iată, nu rămâne urât sau inestetic. Și cam așa, drăguții mei. Uitați. Aceștia sunt pantalonași și vedeți, am aici acea lejeritate dintre picioare. Iată. Să puteți vedea așa aici. Acest colț vine pentru că știți, și la pantalonii din comerț și la cei lucrați manual, trebuie să avem aici această parte, cum ar veni, ca să nu fie incomod atunci când pantalonașii sunt îmbrăcați pe copilaș. Acum, aici în partea de sus, dacă doriți să accesorizați cu un șnuruleț, o puteți face aici, la primul rând. Îi puteți adăuga un șnuruleț. Ai mei nu vor avea șnuruleț. Rămân așa, pur și simplu, pentru că așa s-au cerut. Am 8 rânduri aici, la primul crac, la cel de-al doilea tot 8 rânduri. Și cam aceasta a fost tot proiectul meu de azi. După cum vă spuneam, îi puteți atașa aici un șnuruleț sau chiar în partea de sus îi puteți prelucra o margine pe care îi puteți adăuga un șnuruleț. Rămâne la aprecierea dumneavoastră. Eu nu îi voi accesoriza cu nimic. Rămân așa pur și simplu pentru că în partea de sus vor avea un top și acela va avea un tutorial. O să vedeți mai târziu. Și până atunci, vă mulțumesc mult de tot pentru vizualizare. Vă aștept cu drag și data viitoare. Vă mulțumesc frumos! La revedere! O zi frumoasă!